Bună ziua, bine ați venit. Mă bucur să vă văd că sunteți mulți și multe. Eu sunt Oana Dimofte, o să fiu moderatorul acestui panel, iar invitatele, pe care bănuiesc că le cunoaște chiar toată lumea, sunt două doamne care au enorm de multe de spus și, din fericire pentru noi toți, chiar și spun ce au de spus. Petronela Rotar, psiholog și scriitoare, Ioana Chicet-Macoveiciuc, prințesa urbană, așa cum este cunoscută pe internet, și scriitoare. Vom vorbi astăzi despre educație sexuală. Acum, dat fiindcă trăim într-o epocă în care fake news-ul nebușește din toate părțile, aș vrea să încep cu un disclaimer despre ce nu este educația sexuală și ni se spune de cei care îi se împotrivesc că ar fi, dar nu este. Educația sexuală nu înseamnă să înveți copiii să facă sex. Educația sexuală înseamnă să înveți pe copii despre relația dintre ei și funcția sexuală, funcția de reproducere, corpul lor, psihicul lor și integrarea acestor concepte în viața noastră socială. Fake news numărul 2. Educația sexuală nu se predă de la 4 ani. În România nu există nicio intenție de a fi predată la 4 ani, cu toate că această pseudo-informație este răspândită cu foarte mare hărnicie pe internet. În programa Ministerului, educația sexuală ar urma să fie introdusă în școală din gimnaziu. Educația sexuală nu înseamnă să înveți pe copii să fie homosexuali. Dacă ei sunt născuți, vor fi. Dacă nu, nu. Discuția despre identitatea de gen, despre felurile de sexualitate, despre diversitatea sexualității este planificată pentru clasa 11-a. Abia. Acum, stabilind toate aceste lucruri despre care aș fi vrut să fie foarte clare, pentru că, repet, trăim în epoca de aur a fake news-ului și asta câteodată chiar ne ucide la propriu, aș vrea să începem discuția cu invitatele noastre. Vă rog, luați un microfon. Merg. Hai să precizez de la început. Ne dorim ca discuția asta să fie cât mai interactivă. Sunt sigură că aveți foarte multe curiozități. Aveți două persoane cărora le puteți adresa cu toată încrederea. Vom avea o secțiune de întrebări și răspunsuri și cea mai bună întrebare va fi premiată de invitatele noastre cu o boxă oferită de E.ON, companie care îi mulțumim că susțin aceste discuții. Petronela Rotar, de ce avem un deficit de educație sexuală în România, în societate și în școală? În primul rând, bine v-am găsit la Cluj. De ce avem un deficit? În primul rând, pentru că suntem încă o societate puternic patriarhală, puternic conservatoare, care se teme foarte tare de toate conținuturile emoționale pe care le-a reprimat foarte mult timp. Pe de altă parte, se întâmplă asta și pentru că perioada care a existat și pe care o numim Revoluție Sexuală în Occident, la noi a fost astupată de comunism. România nu a trecut prin acea eliberare sexuală din anii 70, da, perioada hippie 60-70, pentru că nu a putut, era sub comunism. Și atunci și asta este un motiv, cred că, important dacă ne gândim istoric vorbind la asta. Și pentru că ne opunem foarte tare. Noi ca societate, noi ca părinți, pentru că noi suntem primii care nu am beneficiat de niciun tip de educație sexuală și emoțională și atunci ne sperie foarte tare lucrul ăsta și îl împănăm cu lucruri neadevărate, cu fantasme și ajungem să ne temem ca de baubaul ăsta extraordinar. Mi-aduc aminte că la un moment dat eram într-un grup de lucru care încerca să introducă, eram acolo de la judecător la și una dintre discuțiile cele mai importante era cum să numim acest proiect. Să nu punem sex în nume. Pentru că dacă punem sex în nume, vor leșina toți pudibonzii. Și nu are nicio șansă să treacă mai departe. Iar eu m-am opus acestui lucru, pentru că e foarte important să normalizăm cuvântul sex. Și atunci când vorbim despre educație sexuală și despre... ar trebui să avem oameni pregătiți, în primul rând, să facă lucrul ăsta. Să predea educație sexuală în școli.
Doar că noi nu avem astfel de oameni. Probabil că există o serie de psihologi care acum ies de pe băncile școlii și care sunt mai deschiși și care poate au lucrat puțin cu ei și au informații care ar putea să facă lucrul ăsta. Însă, dacă stăm să ne uităm, nimeni nu e pregătit cu adevărat în societatea noastră să vorbească despre educație sexuală, pentru că nici oamenii nu știu pentru ei înșiși. Și asta poți să-ți dai seama din discuțiile casual care au loc între adulți. Și vă întreb, de câte ori în discuțiile pe care le aveți cu prietenii voștri sau pe care le auziți în diverse medii, poate mai oficiale, auziți și folosiți cuvintele care desemnează organele sexuale așa cum auziți mână, gât, picior? Auziți vreodată penis, auziți vreodată vulvă în discuțiile sâni? Foarte, foarte rar se întâmplă lucrul ăsta, spre deloc. Ceea ce înseamnă că noi nici măcar nu avem această obișnuință de a pronunța și de a ne referi la părți importante din corpul nostru cu denumirile lor firești, biologice. Ori de aici deja putem să ne dăm seama cât de departe suntem. Sunt extrem de dese cazurile în clasele unde la biologie există aparatul reproducător, unde profesorul trece peste capitolul ăla cu foarte mare rapiditate, fără să fie capabil să explice în amănunt, pentru că este rușine. Și împarte clasa, adeseori împarte clasa între băieți și fete. Ies fetele afară, rămân băieții. Vorbesc profesorii cu băieții, sunt foarte multe cazuri de felul ăsta și apoi se face rocada și... Dacă la acest nivel există această inhibiție, exact, atunci nu prea mai e un mister deloc de ce, pe norma generală, cu excepțiile de rigoare, pentru că uite, mie mi se pare că voi două sau eu sau oamenii care sunt aici suntem destul de pregătiți să vorbim despre educație sexuală și nu avem un tabu în relația cu ea. Și mai sunt foarte mulți alți oameni în societate care se străduiesc să schimbe, psihologii care merg și doresc să predea în școli, o parte dintre profesori, o parte dintre școlile, dintre conducerile școlilor își doresc să facă uite, lucrul ăsta. Când eram jurnalist, am asistat la o dezbatere făcută de un ONG cu părinții, reprezentanții părinților din școlile din Brașov, despre necesitatea introducerii educației sexuale. Acum, e foarte important de spus că noi avem o lege, legea 272 din 2004, republicată în 2014, care are legătură cu protecția copilului, spune că este școlile sunt obligate să introducă în curiculă lucrul ăsta. Deci, noi în modul ăsta încălcăm o lege nefăcând lucrul ăsta. Da? Pentru că și există un caz celebru în Germania când o familie a dat în a fost amendată pentru că le-a interzis copiilor să meargă la școală la ora de educație sexuală, după care a contestat amenda dat la Curtea Constituțională Federală a Germaniei în judecată statul și s-au dus până la Curtea Constituțională a Drepturilor Europene și peste tot le-a fost respins cazul pentru că oamenii ăștia, judecătorii, au considerat că nu există niciun motiv justificat pentru care să împiedici copilul de la a avea educație sexuală care este spre bunăstarea lui emoțională și fizică. Evident, dar acum dacă întrebăm... Iar la această discuție despre, iartă-mă, la care am fost pur și simplu șocată să aud cu câtă vehemență și cu ce povești absolut halucinante care n-aveau nicio legătură cu realitatea veneau părinții aia și cu câtă ură și violență se opuneau ideii de a introduce în școală educație sexuală. Și ăla a fost un moment în care mi-am dat seama că asta e o luptă aproape pierdută la noi. Adică nu știu când vom reuși să normalizăm lucrurile astea. Dacă ne gândim că în Suedia a fost în 55 introdusă pentru prima dată educația sexuală, oamenii au trei generații deja care au crescut învățând despre corpurile lor, învățând să-și gestioneze emoțiile legate de sexualitate. Noi suntem la 70 ceva de ani depărtare din punctul ăsta de vedere. Nu știu când îi vom recupera și dacă îi vom recupera vreodată.
De recuperat nu știu dacă îi vom recupera, însă cred că fiecare zi care trece este o zi pierdută sau poate fi o zi câștigată. Și dacă vorbim despre ostilitatea părinților, despre temerile părinților, despre fricile lor, cred că Ioana este cea mai calificată să ne spună cum se vede la tine vibe-ul ăsta al părinților. Ai o comunitate de 200.000 de oameni. O mare parte dintre oamenii ăștia sunt mame și sunt tați. Cum ai simțit în comunitatea ta această temă a educației sexuale? Își doresc părinții educație sexuală? Sunt victimele legendelor? Sunt victimele fake news-ului? Cred că învață pe copiii lor să fie homosexuali de la 4 ani? Mulțumesc, în primul rând, pentru că sunt aici și vă mulțumesc și vouă. Ca în orice, există o varietate foarte bogată de tipologii și de categorii. Da, sunt și părinți care au cunoscut și rude prin Canada, de la care află că de la 3 ani se duc transgender în grădinițe și își arată organele genitale și le arată. Nimeni nu știe să spună exact, ok, dar arată-mi, dă-mi cumva că un prieten i-a spus unui cunoscut, vecinei mele de la... Bineînțeles că există un sâmbure de adevăr în orice și prin asta nu vreau să spun că oameni transgender chiar se duc de la 3 ani în grădinițe. Într-adevăr, acolo lucrurile au ajuns într-un loc pe care societatea noastră nu îl poate nici măcar accepta într-o conversație, da? Păi să-și imagineze că părinții vor fi, li se va sugera să nu intervină când copilul spune că își dorește să schimbe sexul la 10 ani sau la 12 ani. Ei sunt într-un loc în care noi nu o să ajungem niciodată și nu știu încă dacă asta e bine sau rău. Este foarte multă dezinformare, este foarte multă frică, foarte multă rușine. Statistic, doar 5% dintre copii, apropo de legea asta de care spuneai tu, beneficiază de o oră de educație sexuală în gimnaziu. Doar 5%. Și asta pentru că e nevoie de aprobare scrisă din partea părinților. Părinții foarte rar sunt în unanimitate într-o clasă și acceptă. E foarte complicat, dar ce văd eu de 10 ani de când scriu despre subiectul ăsta este că sunt tot mai mulți părinți care înțeleg ce ar trebui să facă, înțeleg și că nu pot face asta, că nu sunt în locul acela în care să poată răspunde fără să se înroșească, fără să le tremure vocea, fără să se simtă suferință, rușine, frică. Și încearcă să rezolve asta mergând în terapie. Există psihologi care fac cursuri de educație sexuală pentru adulți și ajută să-și rezolve. Sunt foarte multe traume, abuz real despre care noi nici măcar nu mai știm că este acolo, pentru că na, și poate Petronela o să poată detalia asta dacă consideră oportun, Ana. Absolut. Deci eu văd progres. Tot mai mulți părinți, nu știu, zicem că la început erau 2% care puteau să citească un text cap-coadă fără să se simtă jenați, fără să închidă sau fără să se enerveze și să spună porcării, oculta, nu știu, fiecare cu ce îl ajută să se simtă în siguranță. Acum numărul celor care sunt dispuși să citească un text cap-coadă, să comenteze despre asta și să spună da, am o problemă, îmi e greu, o să încerc să o rezolv ca să nu dau mai departe aceeași neștiință și rușine și frică, e tot mai mare. Deci, eu sunt optimistă, sunt multe școli și private și de stat în care lucrurile încep să se întâmple. Suntem foarte departe de a ajunge măcar la 10%, dar sunt mai multe decât erau acum 5 ani. Încep să apară cărți, pe lângă că se și traduce literatură și pentru copii, și pentru adolescenți, și pentru părinți, și pentru profesori. Există și tot mai multe materiale autohtone scrise de autori români în zona asta și părinții le caută și le folosesc. Există ateliere, există grupuri de sprijin. Eu sunt optimistă. Și eu sunt optimistă. Eu cred că vom avea întotdeauna doar lucrurile pe care învățăm să le cerem și pentru care învățăm să insistăm. Și nu e o garanție că o să le avem, dar șansa de a le avea apare abia atunci când le cerem. Ce știu este că anul acesta a fost anunțat la nivel guvernamental, adică și de premier și de ministrul educației, a fost anunțată ca fiind fermă intenția ca educația sexuală să devină materie obligatorie în școală, cu posibilitatea de opt-out, adică cumva pe sistemul orei de religie, acei părinți care nu doresc să participe copiilor la ore să și retragă. Și uite, am o curiozitate, aș vrea să întrebăm publicul dacă vi se pare o formulă bună asta, adică cine este de acord să fie educație sexuală în școală? Wow! Avem o bulă impresionantă! Uite, vezi cu asta... Nu ar trebui să fie opțional
lucrul ăsta, pentru că e maximul de negociere politică. Știu că e negociere politică, dar noi când facem lucrul ăsta, practic plecăm de la premisa că părintele știe mai bine ce e pentru copilul lui. Și nu este adevărat lucrul corect. Ăsta. Nu este, părintele este primul care este dezinformat, care nu este capabil să se gestioneze pe sine. Ieri o mamă și-a lăsat copiii gemeni nesupravegheați, s-au aruncat pe geam și au murit. Când plecăm de la premisa că părinții știu mai bine, greșim fundamental. Știu. Practic, aici ar trebui să existe niște foruri care au în primul rând grijă și să de copii, îi protejează pe copii, printre altele chiar de proprii părinți. Aceste foruri, din păcate, sunt produsul sistemului politic. Și pentru moment, cumva, cred că e maximum ce putem obține în momentul ăsta. E un pas, însă eu mă tem că, dându-le această opțiune, vor exista... va exista un număr impresionant de părinți care vor cere ca copiilor să nu participe la aceste ore și să-i priveze în felul ăsta. Și indiferent cât de multe... eu scriu de foarte mult timp despre temele astea și am venit tot timpul cu statistici, cu studii. Da? Sunt studiile UNESCO care ne arată că acolo unde există educație sexuală făcută corect, pentru că și în Europa... tot așa, în funcție de culoarea religioasă, politică a statului, într-un fel se face educație sexuală în Estonia și în Polonia ultraconservatoare și în alt fel, chiar dacă există, și în alt fel în Suedia, în Benelux și în țările care sunt considerate, nu știu, Franța, că fac cea mai bună educație sexuală existentă în momentul ăsta în Europa. Dar când vin și vii cu studiile așa, le arăți, uite, de fapt, nu că nu doar nu învață pe copii să facă sex, ci copii care beneficiază de educație sexuală și încep viața sexuală mai târziu, scade numărul de infectări cu HIV, scade numărul de sarcini la mame minore. Noi și Bulgaria, în acest moment, suntem în topul țărilor cu sarcini la mame minore și vorbim despre fetițe sub 15 ani care nasc. 20.000 pe an. Exact. 20.000 pe an. Dar uite... cred că asta fiind configurația politică la care ne uităm și nu avem ce face în relația cu ea, cred că putem lucra totuși pe partea cealaltă. Hai să facem o pledoarie pentru părinții care se uită aici la noi sau care se vor uita pe internet la noi. Spune-le, de ce este, sau spuneți-le amândouă, de ce este o decizie bună să-și lase copilul să participe la educație sexuală? Ce le pot spune eu, de exemplu, este că mie maică-mea mi-a vorbit fără pic de tabu despre tot ce înseamnă sexualitate de la vârsta de 10 ani, inclusiv despre homosexualitate, despre contracepție, despre relații, despre demistificarea virginității. Despre toate lucrurile astea mi-a vorbit maică-mea și am avut o existență absolut în regulă și a fost o decizie minunată și sunt recunoscătoare, voi fi recunoscătoare toată viața că a făcut asta, pentru că la școală n-aș fi primit așa ceva. Spune-le tu. Ai fost norocoasă. Da. Uite, de exemplu, hai să ne uităm la diferențele în care este privită menstruația în țările occidentale unde se face educație sexuală și la noi. În primul rând, care sunt credințele înfipte în mentalul colectiv legate de asta? Ce am auzit noi acasă? Eu, de exemplu, n-am auzit niciodată cuvântul menstruă. La noi, în familie și în toată, după aceea și la școală, se vorbea despre faptul că te-ai îmbolnăvit. Menstrua era o boală. Așa, mama zicea, m-am îmbolnăvit. Sau sunt murdară acum. Nu mă pot duce nu știu unde pentru că sunt murdară. În țările occidentale există un kit care se dă fetițelor, sunt sărbătorite pentru intrarea în feminitate până la urmă, devin femei, li se explică lucrul ăsta, se sărbătorește, pentru că este un moment important în viața lor și în viața noastră a tuturor. Sunt fetițe care cred că mor în momentul în care se trezesc, că sângerează și nimeni niciodată nu le-a spus că lucrul ăsta este firesc, că se va întâmpla în viața lor la un moment dat și ce înseamnă pentru corpul lor lucrul ăsta. Aici vorbim despre credințe complet greșite și toxice până în străfundul iadului, înfipte adânc în mentalul colectiv de care trebuie să scăpăm, aducând informație nouă, vorbind cât mai des despre lucrurile astea, aducând studii în sprijin. Da? Vorbim despre sarcini. Fiica mea a avut la școală colegă care a rămas însărcinată la 15-16 ani și mi-aduc aminte felul în care a fost privită fata aia.
Adică ea, dincolo de faptul că nu beneficiază de niciun fel de educație și nu știa ce i s-a întâmplat, s-a trezit că e gravidă până la 5-6, pentru că n-a știut, nu cunoștea procesele firește ale corpului ei ca să-și dea seama că s-a întâmplat ceva cu ea, în momentul în care a început să-i crească burta și sarcina să se vadă, a devenit brusc paria. Și mi-aduc aminte că venea fiica mea acasă și îmi zicea, mama, e incredibil cât de urât se poartă cu ea și o fac curvă la școală și o stigmatizează. Și zicea, și eu nu pot să fac asta. Și a luat-o, s-am prietenit cu ea, fata aia a venit foarte des la noi acasă, am povestit cu ea, am ținut legătura cu ea, îi vizităm și acum fetița, de timp e mare. Sigur că s-a lăsat de școală pentru că n-a putut să-și ducă mai departe studiile. Așa arată viața unui copil care rămâne... unei fetițe care rămâne însărcinată fără să-și dea măcar seama ce îi se întâmplă. Și atunci, de ce e nevoie de educație sexuală? Să știe, în primul rând, care sunt procesele fiziologice normale care urmează să îi se întâmple de-a lungul vieții, de-a lungul pubertății și adolescenței. Să nu se trezească când este deja însărcinată în luna 5-6. Să se poată feri de boli. Și asta de foarte mici. Tu ziceai că la noi nu se introduce la 4 ani, dar ar trebui să se introducă la 4 ani noțiuni despre, despre ce este în regulă și nu este în regulă, ce trebuie și ce nu trebuie să permită un copil și care sunt granițele corpului lui. Pentru că abuzurile au loc exact în perioada asta în care copiii nu știu și nu știu să dispună și nu pot dispune, pentru că de cele mai multe ori li se interzice de către părinților de propriile corpuri. Pentru că atunci când tu ești târât la 2-3 ani și ești obligat să te îmbrățișezi, să te pup cu toate mătușile și unchii veniți să te îmbăloșească, așa este. Și tu nu poți spune un nu și nu poți spune granițe firești și sănătoase între corpul tău și alte corpuri, nu mai știi, pierzi noțiunea asta, îți pierzi încrederea asupra propriilor porniri și instincte, da? Pentru că oamenii de care depinzi și care sunt zei pentru tine până la anumită vârstă îți spun că nu e în regulă să faci asta, da? Și că în corpul tău aparține mătușii, bunicii care vine să te pupe, să te strângă în brațe, de acolo până la o ciupitură de fund și mai știu eu ce alte, de la unchiul, până la abuz sexual în toată regula, mai este un singur pas. Iar copiii, ca să nu mai zic că inclusiv în grădinițe și în școli, copiii între ei se abuzează fără să-și dea seama, pentru că nu știu ce fac. Ce am învățat noi, fete? Că băieții care te plac te trag de păr, te lovesc, te trag de sâni, te ciupesc de fund. Nu există, cred că, femeie din generația mea și poate generații de dinainte și după care să nu fi trecut printr-o formă de abuz pe care nici măcar nu-l identificam ca abuz, pentru că se întâmpla atât de des încât nici nu ne dăm seama că nu e în regulă. Toată lumea făcea asta, toată lumea pățea asta. Era o normalitate. Exact. Ioana, adversarii introducerii educației sexuale în școli spun de foarte multe ori că este treaba părinților să ofere acest lucru copiilor lor, că este decizia părinților dacă le oferă copiilor educație sexuală. Și că, în general, părinții au stăpânirea asupra conținutului, asupra formei și asupra existenței educației sexuale în viața unui copil. Spune cum te raportezi la argumentul ăsta. Uitându-te la comunitatea ta, crezi că părinții au resurse, au informații, au background-ul necesar, astfel încât să le ofere copiilor lor de adevărată la educație sexuală și nu doar să îi învețe să se ducă să cumpere tampoane și să le dea impresia că sunt bolnave 4-5 zile pe lună? La noi se zicea stop. N-a venit stopul. Adică deja nu mai aveai voie la piscină, nu aveai voie să alergi, cu greu aveai voie să ieși din casă. O să-ți răspund cu o statistică a Salvați Copiii, pe care o recunosc și eu în comunitatea mea. 70% dintre copii află totul despre sex înainte de 10 ani, 70%, mai mult de 2/3, fie de pe telefoanele colegilor, fie la școală, de obicei se întâmplă asta, pe Wi-Fi-ul școlii sau în parc, sub 10 ani. Deci părinții nu fac o treabă foarte bună. Aș vrea să vă întreb pe voi, câți dintre voi au aflat adevărul despre tot ce ține de sexualitate de la un părinte sau de la un bunic adult? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6.
Deci nu, cred că e procentul e sub 10%. Cam asta este realitatea generației noastre. Lucrurile s-au mai schimbat, dar nu semnificativ. E foarte multă necunoaștere și apropo de ce spuneai mai devreme, că tu ai întrebat, vreți educație sexuală în școală și aproape toată lumea a ridicat mâna în sus. Bine, noi suntem o bulă aici. Eu aș face un asterix aici și aș spune, aș vrea să știu ce anume înțelegi prin educație sexuală și aș vrea să știu cine o să o predea și cum, înainte să spun da vreau sau nu vreau. Și spunând asta, cumva încerc să fiu vocea tuturor celor care în momentul ăsta zic nu știu sau nu. Hai să vedem întâi despre ce e vorba mai precis. Acum, apropo de faptul că se despart copiii, n-am vrut să vă întrerup atunci, dar copiii mei la o școală privată și în clasa este anul 6, deci copiii au 10-11 ani, are loc această oră, prima oră de educație despre corp. Părinții au primit prezentările pe care li se vor face copiilor, li s-a explicat cine va prezenta și cu ce cuvinte exact vor folosi și ni s-a permis o oră să punem întrebări despre această materie. S-a întâmplat online întâlnirea asta. Și părinții, una dintre întrebări a fost de ce se împart copiii în fete și băieți. Și răspunsul a fost, parte din discuția are loc cu ei toți la un loc, dar pentru că la vârsta asta ei încă nu sunt pregătiți să gestioneze subiectul matur și își dau coate, râd unii de alții, pentru că ăsta e felul în care ei emoțional pot gestiona un subiect pentru care încă nu sunt pregătiți, nu au curaj nici să asculte până la capăt ce li se spune și nici să întrebe dacă au nelămuriri. Și atunci soluția lor, și asta e ceva ce în sistemul britanic se întâmplă de zeci de ani, este partea generală să o facă cu toți la un loc și apoi când discută despre corpurile fiecăruia, bineînțeles că și băieților li se spune despre menstruația fetelor, dar ei au ocazia să întrebe ce înlămurireau cu fetele nefiind prezente și invers. Cumva e ceva ce au făcut tocmai ca să se asigure că se stabilește o conexiune și au intimitate cumva și se pot... Asta apropo de că și eu am fost cumva, de ce? Lăsați-i la un loc. Se pare că nu funcționează la fel de bine, cel puțin la vârsta mică. Ce povestea mea se întâmplă la clasa 8. Da, la vârste mai mari. Deja ei oricum știu, deci dacă până 10 ani, 2, 3 îmi știu, probabil că până la 12 ani știu toți. Acum, ce știu, apropo de asta, că e clar că ei vor afla, cum am aflat și noi. Noi am aflat din, eu una am aflat din niște reviste, n-am înțeles nimic, băieții, dacă, asta era circulat noi, că dacă un băiat face pipi lângă tine, rămâi gravidă. Și noi ocoleam baia băieților așa, o luam prin curtea școlii să nu cumva să rămânem însărcinate la 12 ani, că băieții făceau pipi acolo. Deci copiii vor afla oricum, cel mai probabil acum află de pe internet, de fapt și știm asta. Eu mi-am dorit să fiu eu profesorul copiilor mei în zona asta, uite că acum se ocupă și școala. Pentru mine, apropo de ce înseamnă, ce o să se întâmple, ce se întâmplă în educația sexuală? Este în primul rând despre igienă și cumva cu fiecare nivel pe care îl adaug, crește și vârsta copilului. La ani foarte mici este igienă și cunoașterea propriului corp. Ce ai acolo, cum arată, ce funcții au, dacă are un frate sau o soră o să observe că sunt diferențe, dacă nu uite un atlas, ca să nu meargă la grădiniță și să-și dezbrace colegii să vadă ce se ascunde acolo. Deci, în primul rând, igienă și propriul corp, apoi consimțământ și mă bucur, Petronela, că ai punctat și tu asta. Copiii mei îmi pot refuza îmbrățișările, inclusiv mie. Noi le cerem acordul să-i luăm în brațe de când erau foarte mici. Vreau să te îmbrățișez. Pot? Și uneori ei spun, nu mulțumesc. Și este absolut ok. Și pe mine mă deranjează când năvolește și soțul meu când mă îmbrățișează uneori și eu sunt atentă la altceva, mă deranjează. Noi nu avem acest obicei de a ne gândi un pic că corpul altuia este doar al lui. Da, ne tratăm copiii ca pe niște maimuțele, du-te în brațe la cutare. Nu vrea, e mic, nu dorește și trebuie de mici, inclusiv la grădiniță, să poată să-i spună unui coleg, nu mulțumesc, stop, nu-mi place cum mă atingi. Deci, igienă, corp, consimțământ, apoi discuție pe măsură ce cresc despre relații și emoții și despre respectul corpului celuilalt. Pentru mine, despre asta e educația sexuală. Felia asta, apropo de actul intim, este atât de mică și este un construct care apare după ce toate celelalte lucruri au fost cumva explicate și integrate. Sigur că genul ăsta de conversație, asta, apropo dacă face părintele sau școala asta, nu se poate avea într-o oră la școală, dar este mult mai mult decât nimic.
Și zona asta de boli transmisibile sexual, de consimțământ, de respect, de faptul că nu e în regulă să râdă cineva de corpul tău și că poți să spui asta. Nu accept să-mi spui, nu să stau aici, o să plec. Asta apropo de femeile care trec și de bărbații care trec prin asta, care sunt mulți și pe care nu-i aude nimeni. Deci, da, pentru mine e important ca părinții să înțeleagă că ar fi bine să construiască cu copiii lor genul ăsta de relație în care copilul să știe că poate să... Eu, realmente, deci nici nu mi-a trecut prin cap vreodată că aș putea să merg la maică mea, să o întreb... Deci m-ar fi... Nu vreau să vă descriu ce mi-ar fi făcut, adică nici nu se punea problema, era ceva ce eu știam din start că nu se poate întâmpla. Am făcut un clip pe YouTube acum niște ani pentru părinți, apropo de cum să răspundă, că sunt foarte multe întrebări pe grupurile de părinți. Copilul mă întreabă cum a ajuns surioara lui în burtă sau pe unde a ieșit și sunt ce îi spun? Păi ce ar fi să-i spui adevărul? Adică și deja părintele își imaginează că trebuie să-i spună că în ce poziție adevărul erau, potrivit și adecvat vârstei lui, dar adevărul. Exact. Oamenii sar direct la lucrurile care îi înspăimântează și este cumva explicabil de ce se întâmplă asta. Dar când începi să faci lucrurile treptat și când te înconjuri de părinți care sunt pe același drum și cumva pentru mine grupurile sunt de mare folos, pentru că și eu am fost pierdută pe multe subiecte și am găsit la părinți cu copii un pic mai mari un pic de ghidare și de înțelegere și este complicat, într-adevăr, dar dacă copilul știe că te poate întreba și asta e când le spunem despre ce, e complicat. Unele lucruri e bine să-i lăsăm pe ei să întrebe. Alte lucruri trebuie să le știe din start. Astea legate, de ce am zis mai devreme, de limite, de consimțământ, de respect, de igienă, de corp. Astea trebuie să le știe imediat ce înțeleg, pe ce lume se află, le pot înțelege și pe astea. Și apoi lucrurile legate de subtilități, de schimbarea de gen, de sex, homosexualitate. Aici poate că, nu știu, uite, Petro, poate tu ai mai multe informații pe zona asta. Eu am preferat să aștept să fiu întrebată și apoi să mă asigur că înțeleg exact ce dorește să afle de la mine. Pentru că de multe ori ne gândim că ei, copiii, deja vor să afle tot și ei, de fapt, vor să afle doar încă o mică felie pentru care sunt pregătiți și dacă le dai pe aia, este suficient. Noi acum în acest punct suntem cu copiii, au 7 ani și 9 ani, înțeleg la animale cum se întâmplă, că ne-am uitat la documentare și au văzut că se împreunează, se împreunesc, zic ei. Și cumva știu că și la oameni se întâmplă asta, știu cum se formează copilul și pe unde se naște și toate cele, dar exact piesa asta mică de puzzle, respectiv cum anume se împreunesc mama și tata, n-au cerut să o afle. Eu sunt pregătită să le livrez oricând, nu le-am dat, întotdeauna că m-au întrebat de ceva, eu i-am întrebat de unde ai auzit despre asta și ce crezi tu că înseamnă. Și cumva am înțeles în ce punct sunt și cât trebuie să le livrez pe subiectul ăsta. Și a fost ok, pentru că nici nu vreau să-i încarc cu lucruri pentru care nu sunt pregătită, nu vreau să-i hipersexualizez, bineînțeles, dar cumva dacă îți cunoști copilul și ești acolo și îl asculți și el știe că poate să-ți spună, cred că de fapt nu e atât de greu. Și școala nu are cum să construiască acest spațiu de încredere și de intimitate și de siguranță. Și de siguranță, exact, pe care îl putem crea noi acasă. În școală, ce s-a întâmplat de fapt în primăvara asta, ne arată că cât de mare e miza asta pentru o societate. Numai departe de primăvara asta, Parlamentul a respins cu un uriaș scandal public ideea ca elevii din România să aibă parte de 2 ore de educație sexuală pe semestru. Deci toată frăsuneala și tot scandalul a fost pentru 2 ore de educație sexuală pe semestru. În discuție a intervenit, bineînțeles, Patriarhia cu un comunicat oficial. Recent a intervenit președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, cu un text kilometric pe Facebook în care ne explica faptul că fetele minore ajung să rămână gravide pentru că provin din familii dezorganizate și pentru că nu merg la școală. Și, de fapt, intervenția în discuția publică a unor persoane atât de importante, a unor instituții atât de importante, mie cel puțin îmi dă de înțeles că e cu adevărat o miză importantă pentru societate și pentru stakeholderii din ea. Petronela, este discuția despre educația sexuală o discuție de fapt sau pe undeva o discuție despre relațiile de putere din societate? Întotdeauna sexul a fost despre putere mai mult decât despre sex. Sigur că da. Și eu cred că aici
trebuie să ne uităm să multe nuanțe, inclusiv nuanța foarte la care închidem ochii cu toții și pe care nu vrem să o vedem nici la noi, nici la alții, nici la societate, și anume păstrarea abuzului într-un cerc în care să nu se poată pătrunde. Pentru că în aceste medii ultraconservatoare, religioase, abuzul este uriaș, abuzul sexual. Și din când în când mai răzbate câte un scandal din sânul bisericii și mai aflăm cum sunt în seminar copii abuzați și mai aflăm într-o familie de pastori și așa mai departe. Însă ce ajunge în spațiu public este, cred, o cantitate infimă a abuzului real care are loc în mediile astea foarte, foarte închise. Pentru că știm asta din psihologie. Unde acolo unde e multă reprimare, acolo este și... E la fel cu homofobia. Și eu întotdeauna, mi se pare absolut ilar să spui că poți face propagandă homosexuală și poți învăța copiii să fie homosexual. Păi dacă e așa, învață la casă să fie heterosexual. E atât de simplu. Învață-ți copilul să fie heterosexual dacă e o chestiune de învățare. Păi ești părintele lui, ocupă-te să-ți fie copilul heterosexual. Dar ce să vezi, ne chinuim de niște... zeci de mii de ani să facem copii heterosexuali și ei ne zis tot homosexuali din noi părinți heterosexuali. Deci nu merge așa. Se pare că nu funcționează asta cu să-i învățăm. Deci asta cu propaganda homosexuală este o inepție atât de mare încât stai și te gândești cum au putut să o inventeze. Acum, eu sunt mamă de copii care sunt post-adolescenți. În casa mea, pentru că s-a putut discuta despre orice și pentru că copiii mei și-au adus cârduri și cârduri de prieteni. Am avut acces la un număr foarte, foarte mare de copii care creșteau pubertate, adolescență. Ce pot să vă spun? Și din lucrurile pe care copiii mei mi le spun cu foarte mare deschidere. Noi nu am avut astfel de taburi și am discutat întotdeauna și eu am știut întotdeauna ce se întâmplă în cercurile lor. Dacă vorbim despre povestea asta cu homosexualitatea și cu... că zicea, întrebai și tu Ioana... Tocmai pentru că este un subiect despre care se vorbește foarte, foarte puțin, foarte mulți dintre ei sunt tentați să încerce să vadă cum se simte lucrul ăsta. Numărul de fete și de băieți care nu știu dacă sunt heterosexuali sau homosexuali în perioada liceului este foarte mare. Iar părinții habar nu au prin ce trec copiilor. Pentru că unul nu vor să afle, nu sunt pregătiți să afle și nu îi interesează în mod real. Preferă să-și pună povestea aia absolut mincinoasă despre copilul meu nu e așa, da? Fiindcă asta îi ajută să doarmă mai bine noaptea și nu sunt și e și foarte comod să crezi despre copilul tău că nu e așa, și când zic nu e așa, ia orice fel de comportamente care nu sunt dezirabile pentru părinții români și e mult mai simplu pentru că nu trebuie să intervii. Dacă tu crezi și te culci noaptea crezând că copilul tău nu e așa și îți spui asta, nu trebuie să schimbi nimic, poți să te duci să-ți vezi de viață mai departe, în timp ce copilul crește undeva și trăiește și trece prin niște chinuri emoționale foarte, foarte mari, pentru că nu are cui să se adreseze. În generația copiilor mei, erau foarte multe fete care încercau să fie cu alte fete, să vadă cum se simte asta. Și psihologii vorbind, este normal. Există o vârstă în adolescență când ești foarte confuz în legătură cu corpul tău, în legătură cu sexualitatea ta, în legătură cu orientarea ta sexuală, poți fi atras în aceeași măsură și de fete și de băieți și la un moment dat îți ajungi să îți dai seama de fapt mie ce-mi place cu adevărat. Ei, în momentele alea, părintele trebuie să, sau ar trebui să fie prezent acolo, să poată să explice copilului prin ce simte, să nu îl respingă în momentul în care copilul vine și zice uite, mie nu-mi place de Ionel, mie îmi place de Maria și pe mine mă cheamă Elena. Și să-i permiți copilului și să-i pui întrebări, să fii alături de el, să vezi un pic ce se întâmplă acolo. S-ar putea ca peste un an să-i treacă complet și să nu mai aibă nicio treabă cu asta, dar să fi trecut prin acest episod. Iar acolo e nevoie să fie părintele deschis, să vadă ce se întâmplă. Dar părintele e speriat el de propria lui sexualitate. Acum, ce pot să vă spun este că eu înainte să mă apuc de studii și să fac studii de psihologie, am fost client în terapie foarte mulți ani și una dintre metodele, cea în care mă și specializez, este terapia de grup, în care ai acces la conținuturile emoționale ale multor oameni. Și am participat de multe ori la module despre sexualitate. Noi eram acolo oameni care
ne doream să rezolvăm lucrurile, că de-aia eram. Ne duceam că voiam să lucrăm cu noi și să ne rezolvăm lucrurile. Niciodată. Și eu am lucrat toate temele mari din terapie de mai multe ori, pe mai multe nivele. Niciodată n-am văzut atât de multă durere, atât de multă rușine, vinovăție, traumă, ca în modulele despre sexualitate. Luați relația cu mama, relația cu tata, cu ce, orice vă puteți imagina că poate durea atunci când ești în terapie și mulțiți cu 100 și acolo este durerea și trauma când vorbim despre sexualitate. Bărbați și femei deopotrivă. Când te-a pus să sapi și să vezi ce e în spate, cu ce te-au încărcat părinții din punctul ăsta de vedere, ce ai văzut acasă, ce ai pățit ca copil, ca adolescent, cum ți-ai tratat corpul, cum ți-ai tratat organele genitale, toate lucrurile astea. Noi nu să ne gândim la lucrurile astea în mod normal, dar construim niște mecanisme defensive cu care începem să trăim în viață, ajungem să respingem diverse lucruri fără să ne dăm seama de ce. Și la un moment dat când stai și te uiți și vezi un pic ce e acolo, e înfiorător și toți am trecut prin asta. Și de aici trebuie, cred eu, pornit. Trebuie pornit de la a deveni noi conștienți, în primul rând, de comportamentele noastre în familie legate de partea asta de sexualitate. Cum să vină, zicea Ioana, că trebuie să-i permit, cumva să creezi spațiul de siguranță emoțională în care copilul poate să vină să te întrebe lucruri în așa fel încât să simtă că nu va fi respins, că nu va fi apostrofat, că nu va fi poate violentat în anumite medii. Cum să facă asta copilul dacă el tot nici nu e nevoie de limbajul tău verbal? În limbajul tău non-verbal vede că tu te temi, că ție este rușine, că nu ești capabil să te uiți deodată cu el la o scenă de film în care doi se sărută. Sunt o grămadă de lucruri pe care tu le transmiți fără să le transmiți în mod verbal copilului tău despre sexualitatea ta și despre sexualitate în general. Până nu devii conștient de lucrurile astea și ți le rezolvi tu la tine, nu ai nicio șansă să le dai mai departe într-un mod sănătos către copilul tău. Absolut. Acum, eu mai am un milion de întrebări pentru voi și am putea să stăm aici, nu știu, până la următorul festival, dar sunt sigură că și oamenii din public au întrebări și vă invit să le adresați. O să meargă un microfon la... Acolo a ridicat. Ok. Mersi, salut. Nu pot să stau mai aproape pentru că teroristul din spate. Tontori. E minunat că vă văd pe amândouă în același loc, că pentru asta am venit, și mi-ați răspuns la o grămadă de întrebări pe care le aveam, dar la una dintre ele nu. Cum, ca să fac așa un pic de background, fiul meu are 2 ani de zile și deja am început cu basic-ul, care sunt părțile corpului, la ce folosesc, mă rog, cât pot să-i spun, la 2 ani de zile. Acum, chestia asta e și cu dus întors, cu 2 tăișuri, pentru că eu îi spun lui și el face sharing la locul de joacă. Și asta îmi pune niște probleme pe termen lung, respectiv, cum pot eu să-i ofer tipul de informație de care are nevoie fără să îl marginalizez pe termen lung. Ioana, tu ești mamă de copii și mergi în parcuri cu copii. Hai să vedem ce spui despre asta. Eu am terminat-o pe asta. Și eu, de exemplu, mi-aduc aminte că eu am fost foarte curioasă și pentru că n-am primit informații pe vremea când trebuia să duci la bibliotecă ca să citești, că nu exista pe internet. Eu eram un fel de enciclopedie a clasei. Când le venea ciclu, când începeau viața sexuală, la mine la bancă se adunau, pentru că eu eram singura care știa cum funcționează corpul. Că been citeam... there. Știi? Și, sigur că mi-am atras tot felul de stigme și de porecle și de astea, însă în același timp am și fost sursă de informații toată viața din punctul de vedere. Dar sunt curioasă, Ioana, tu ce zici despre asta? Cum poți? Te mai vedeam. Să știi că atâta vreme cât copilul tratează subiectul ăsta ca pe oricare altul, nu o să meargă în parc zicând penis. Nu, cu afel așa cum nu merge zicând plămâni, rinichi, ficat. Nu este un subiect de interes, știe că nu apasă niciun buton și nu o să-l folosească. Mi s-a întâmplat, de exemplu, când cel mic a încercat să călărească o bară și s-a lovit și a strigat tare, eu eram pe bancă, și a strigat, mami, m-am lovit la penis, și s-a, bineînțeles că s-au întors foarte mulți părinți să vadă care e mama. Dar subiectul s-a stins foarte repede, eu m-am dus, nu mai știu ce am spus și, deci cumva, dacă nu este un issue mega așa, nu o să fie nici pentru el, e foarte posibil ca cei din jur, atunci când ei, nu știu, încalcă o limită sau să simtă că, da, băiețelul tău este în alt loc, este diferit, dar câtă vreme el cunoaște foarte bine și pune limitele astea sănătos,
nu va fi, adică nouă nu ni s-a întâmplat și avem mulți copii în jur și care înțeleg și care nu înțeleg. Copiii n-au nicio problemă, uneori să aibă părinții o problemă, dar nu este problema ta, nu faci nimic greșit. Dimpotrivă, poate că uneori găsești spațiu să vorbești despre asta cu unii dintre ei. Clar nu e genul de subiect la care doriți să vă fac niște educație sexuală, poftiți aici. Dar poți casual să spui, uite, noi suntem relaxați cu subiectul ăsta, așa se numește organul și copilul știe asta și, na, dacă uite, poți să-ți recomand o carte, de exemplu. Asta e un subiect la care părinții de obicei, chiar dacă nu au de gând chiar să cumpere cartea aia, dar nu reacționează urât. Da, cum se numește? Uite, nu știu, o recomand pe cea lui Meg Hicklin, care e și singura tradusă la noi, pentru părinți, cum să le vorbim copiilor și adolescenților despre sex. Da. Și eu foarte bine documentată, asta, da. O grămadă de studii, acolo explicații, da, ce să-i spui când te întreabă diverse lucruri și, na, poate că, uite, poți să dai mai departe și altora. Deci, chiar nu cred că merită să-ți faci griji din punctul ăsta de vedere. Alte întrebări? Mai mult decât atât, vom ajunge, dacă sunt mai mulți copii care spun penis, vulvă, sâni și așa, în locurile de joacă, să normalizăm aceste denumiri ale organelor sexuale și să le aducem în discuție, pentru că chiar dacă noi le-am îmbrăcat într-o haină de rușine, de vinovăție, de stigmă, ele nu sunt, nu ar trebui să fie așa și poate reușim să le dezbrăcăm de asta. Pentru că, așa cum spun genunchi, rotulă, pot spune și penis. Da, doar că nu ai un tabu în relația cu genunchiul. Păi nu, dar la un moment dat trebuie să detabuizăm lucrul ăsta, tocmai ca să ne putem raporta la acest act absolut firesc și normal. Măi, noi suntem toți aici datorită faptului că cineva a făcut sex. Ne protejează. Ne protejează. Da. Adică... La ovulație. La ovulație. Ne dăm... E lucru... Cel mai important care ai datorat în viața. Hai să-l scoatem din zona asta de rușine, de stigmă și să-l aducem în normalitate. Da? Mai avem o întrebare. Te rog. Da. Bună. Bună. Îmi scuzeam puține emoții. Mă bucur că sunt aici și mai am o fetiță de 2 ani jumate care este foarte prietenoasă, foarte sociabilă, vrea să atingă tot, să îmbrățeze pe toată lumea. Am început deja și noi cu partea asta, inclusiv acasă. Vrei să-mi dai un pupic, pot să te pup, pot să te strâng în brațe. La fel vorbesc cu ea și când mergem în parc. Dacă un copil observ că nu vrea să fie îmbrățișat sau observ că e puțin reticent, când ea merge spre el, îi spun, uite, nu vrea să fie, are nevoie de spațiu. Dar în același timp mă gândesc care ar fi limita, nu știu, corectă, sănătoasă pentru ea, pentru că nici nu aș vrea să devină cumva copilul la care, ok, văd un alt copil, dar nu mă mai merg spre el pentru că mama mi-a zis că copilul tot timpul are nevoie de alt spațiu sau că nu e ok să atingem. Cumva, care e limita bunului simț cumva la vârsta ta să-i transmitem că ok, pot să îmbrățișez un copil dacă copilul respectiv vrea? Care sunt semnalele care ar trebui ea să le observe? Sau, nu știu, practic, dar să știi că ea nu înțelege dacă îi spui așa. La 2 ani jumătate, înțelegerea rațională este foarte, foarte mică. Foarte mică. Și dacă este un copil care are nevoie mai mare, că suntem diferiți, dar ne naștem unii extroverți, alții introverți și unii dintre noi avem nevoie de spațiu mare și să fie cât mai mult gol între noi și ceilalți, și alții avem nevoie să stăm acolo strânși cu alte ființe umane. Ei își reglează singuri, de principiu, dacă sunt crescuți cu limite sănătoase, n-au fost supuși la abuzuri, nu, își reglează absolut singuri, în interacțiune, se întâlnesc în parc, ei știu dacă se pot lua în brațe și dacă nu se pot lua în brațe, dacă sunt speriați sau nu sunt speriați. E foarte greu să explici rațional unui copil de 2 ani jumătate care sunt semnalele, cum să pun. De principiu, la vârsta asta, dacă acasă primește toate aceste, îi se explică ușor așa pe înțelesul lui, va ști să facă lucrurile astea. Da. Și nu trebuie, în același timp, dacă e un copil mai expansiv, mai extrovert, nu trebuie pus la locul lui ca să încet, încet să devină speriat de interacțiunile umane. Înțeleg. Dați-mi voie să fie liber. Îmi este frică puțin să nu ajungă cumva să fie poate marginalizate de ceilalți copii care nu vor să fie cumva atinși. Și cumva să zică, ok, nu ne jucăm cu fetița X pentru că prea mult ne ține în brațe sau prea mult ne atinge sau prea vrea să ne îmbrățișeze și nu ne place. Deci mi-e frică să nu fie și extrema asta în care... Nu știu, ar putea să aibă de suferit din cauza că ea este mult prea prietenoasă și... Să știi că nu o să poți să-ți ferești copilul de lucruri care o să-l facă să sufere niciodată în viața asta. Sunt lucruri care sunt și care nu sunt în controlul nostru ca părinți.
va trece și prin moment în care va fi respinsă de alți copii și e absolut normal. Va trebui să, ce trebuie să faci tu este să fii acolo și să gestionezi împreună cu ea în așa fel încât să se simtă în confort și să știe că o are pe mama alături în momentul în care pățește asta. Va fi respinsă de oameni toată viața, inclusiv de la 2 ani jumătate până la adulție. E unul dintre modurile în care învățăm să gestionăm în viața asta, că nu toată lumea ne va primi cu brațele deschise. E absolut ok. Trebuie doar să fim alături acolo de el când se întâmplă lucrul ăsta. Eu cred că ea se va, ca de altfel toți copiii, în completarea ce spui tu, să nu se înțeleagă că te contrazic, eu cred că ea se va regla la ceilalți copii și va observa comportamentul ei devine sufocant, va învăța foarte repede din asta și va învăța să poate să întrebe înainte sau să citească semnalele, dar este ceva ce copiii învață trăind. Nu ascultând ce le spunem, că așa am făcut și noi, acum să fim serioși, de câte ori am avut relații nepotrivite, pentru că am avut nevoie să le experimentăm și să înțelegem de ce nu sunt potrivite, indiferent de cine au spus părinții noștri. Și de la un punct încolo, cred că pot să... Și de fapt, v-am învățat și singura asta, că cel mai bine este să întrebe înainte să intri în spațiu personal. Dar acum, într-adevăr, este mică să fac asta și ar fi și ciudat să întâlnesc doi copii de 2 ani și încep, bună, pot să te întreb ceva, dar pot să te ia în brațe, nu știu, stai. Acum, exact cum a spus Petronela, trebuie doar să fie acolo și să o lași, să se întoarcă la tine și să o conții dacă o să fie greu. Dar copiii se reglează imediat între ei. Am înțeles, mulțumesc mult. Mai avem întrebări aici? Mulțumesc tare mult. O discuție foarte triggering, deci cred că o să trească să merg acasă și să chill un pic. Eu aveam mai degrabă o curiozitate care e oarecum adiacentă educației sexuale. Am observat în bula mea, superbă, de oameni de Cluj, acest Silicon Valley al României, că deși sunt educați, au trecut prin toate școlile posibile, călătoresc foarte mult, deci au interacționat cu alte culturi, cu toate acestea sunt în continuare homofobi, discriminează, sunt reticenți la educație sexuală, reușesc foarte greu să empatizeze, reușesc foarte greu să înțeleagă alte culturi. Când vine vorba de emoții, nici nu mai vorbim. Și atunci ești curioasă unde se rupe firul, ce se întâmplă între cortexul prefrontal și partea subcorticală acolo. Pentru că oricât de deștepți cu mintea din fața rațională suntem și oricât de multă informație am înglobat, dacă noi nu ne-am rezolvat partea asta emoțională, da, are Hyde acea superbă metaforă a călărețului și a elefantului. Dacă sistemul nostru subcortical este trigăruit de lucruri pe care nu le-am înțeles, care poate ne-au rănit, pe care nu le-am integrat la timpul respectiv, de traumă, de rușine, de vinovăție, acolo se rupe firul. Întotdeauna se rupe firul. Și atunci, singura soluție este să te duci la căutat și să te rezolvi emoțional, fiindcă ori... Pretenția că noi suntem niște ființe raționale este una absurdă. Noi suntem niște ființe emoționale. Toate deciziile pe care le luăm în viața asta, inclusiv decizia de a ține cu, nu știu, cu o echipă de fotbal, toate lucrurile astea sunt toate emoționale și au toate niște substructuri pe care nu le cunoaștem, în subconștient și în inconștient. Și atunci trebuie să ne uităm acolo, să vedem ce se întâmplă. Ok, am o veste bună și o veste proastă. Vestea proastă este că timpul pentru această sesiune se apropie de sfârșit. Vestea bună este că urmează partea a doua, unde invitata va fi aluzivă, Alina Greavu, o doamnă care iarăși are super multe de spus, văd că are și o rochie senzațională, am văzut-o când a venit. Și vom continua discuția cumva în aceiași parametri, deci... Sunteți mai mult decât invitați să rămâneți. Ne vedem în 10 minute, ok? Mersi! Mulțumim tare mult! Vă mulțumesc foarte mult!